Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir și Abrud sunt cele 5 orașe din județul Alba care urmează să intre în carantină. Li se va alătura comuna Ciugut, de îndată ce propunerea de carantinare înaintată de DSP Alba va primi avizul INSP și va fi aprobată în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. La Alba Iulia și Blaj, rata de infectare a ajuns la 10,08 cazuri la 1000 de locuitori, în timp ce media ratei de infectare pe întreg județul a ajuns la 5,96. Dacă vom primi avizele NSP, ne vom întâlni chiar și astăzi în ședință sau mâine, în funcție de cum este cererea DSP-ului și analiza de la NSP. Ieri nu am luat o decizie pentru că nu am avut o propunere de carantinare pentru nicio localitate. Astăzi avem o incidență ușor crescută, nu este o creștere abruptă, dar avem două localități care au o incidență de 10. Între timp, Sibiul a devenit primul județ din țară care a trecut de pragul de 8 infectări la 1000 de locuitori. Cu o incidență cumulată în ultimele 14 zile de 8,17 la 1000 de locuitori, județul Sibiu este urmat de județele Cluj cu 7,66 la 1000 și Timiș cu 6,63. Și Vrancea a sărit de pragul de 1,5 cazuri la 1000 de locuitori. Era singurul județ în scenariul verde, care permitea și localurilor, teatrelor sau cinematografelor să funcționeze la 50% din capacitate. Nu putem vorbi neapărat de un secret al succesului. Cred că este vorba de muncă foarte mult. Nu putem vorbi de capacitate de testare, pentru că acum teste fac aproape toate unitățile medicale. În dotarea Direcției de Sănătate Publică Vrancea avem un PCR de capacitate mare și facem 200-250 de teste zilnic. Avem și la spital un PCR. De asemenea, în mediul privat se fac teste. Undeva, probabil, în jur de 400-500 de teste pe zi. Bănuim. Vorbim de o proporție de 15-20% care încă nu au înțeles că trebuie să se conformeze, nu au înțeles că ei pot fi un risc la adresa semenilor.